Salut, ne facem și la un nou episod de 22 Pack Opening, bineînțeles că deschidem din nou pachete cu 85x10 data asta, două, și bineînțeles că au băgat un Ferland Mendy, băieții de la eSports, care costă 3 case, ești nebun, credeam că o să fie left back și credeam că o să fie un preț accesibil, dar o să vedeți în câteva momente cam ce preț are Ninios. Bineînțeles, nu uitați, dacă vă place seria, să puteți nici pe butonul de like, e foarte important să vă abonați, e cel mai important lucru de pe planetă, bineînțeles. Hăță, XPQV pe PC Garage, indiferent ce vă cumpărați, jocuri ieftin pe G2A, hătă pe Fortnite Shop, follow pe Instagram, mașini și tractoare. Deci cum ziceam, ați venit să vă arate echipa. Cât e bine ar fi intrat Ferland Mendy în echipa asta? Holy Schnitzel, ar fi intrat absolut perfect. Perfect. Bine, și așa ar intra perfect în echipă dacă e să o luăm. Dăm afară pe Kumatru Gullit și îl facem pe Ferland Mendy. Ar intra perfect aici. Prețare, nu știu ce să zic. O să mă uit, să văd de curios. Nu știu exact cât e pe Footbin prețul, dar unde ești cu metrașul. Lăsați-vă un comentariu, bineînțeles, domnule. Îl faceți pe Ferland Mendy, nu-l faceți. 17 echipe. O să crească prețurile la Winter Wild Cards, Future Stars și chestiile astea pe aici. Rupere totală. Dacă nu cumva pică, de fapt probabil că pică foarte des în pachetele astea cu 85x10. Dar oricum, uitați-vă și voi, bă, ce cerințe, ești nebun. 6 Team of the Season, ok. Nu contează ratingul, poți să bagi orice. 4 din ăștia, 3 din ăștia, 4 din ăștia. Și după aia începe show, ești nebun. Direct, 85, 86, 87, 86, 87, 88, 88, 89, 89, 90, 90. Și două squaduri de 91. Bă, ești nebun la cap. Bă, ești nebun la cap. Într-adevăr, cardul arată absolut bestial, nu zic nu. Nici nu știu unde să-l joci. Adică, cred că poți să-l joci și striker lejer. 5 cu 5, high cu high, înălțime ok. Probabil că are și lean body type, nu știu sigur exact ce body type are asta. Dribbling blăniță, defensive blăniță, physical total, passing, tot ce vrei. Dar bă, ești nebun la cap. Suntem în septembrie, domnilor, de la eSports. Puteați să-l puneți și voi acolo la 2-300 de mii și salutare. Cred că e lejer, cum am zis, undeva spre un milion, dar asta este, ce să facem, nu avem ce să facem, hai să deschidem baghetele și să vedem ce primim la bagheta auzinii, bineînțeles, domnilor. Nu cred că o să-l fac pe ăsta, probabil că mai facem încă un brazilian din ăla, nu mai știu, oare mai e brazilian? Ăla cu aică, nu? Lerby. Ce stau? Ok, să votăm, na, pe tine nici nu mă interesează cine este, ești nebun. Mănăstire într-o ciupercă, pac trocle pe bicicletă. Boateng, asta este. King Boateng. De fapt, asta era Kevin Prince Boateng. Era doar Prince, nu era și rege. Gold Pack. Haide. Skipozaurus Rex. Tot îmi e să râd că mă gândesc la prețul lui Ferland Mendy. Nu știu de ce. Probabil că-s prăjit. Adică nu probabil. Prăjit sigur, 100%. Nici nu există semn de întrebare pentru acest lucru. Prăjitozaurus Rex. Haide. Bine. Food birthday. Brasilero. CDM. Alan și Kepa. Bă, cardul ăsta iar a fost un card interesant când a apărut. Not bad. Începem Forțichi. Classic fodder. Deși s-ar putea acum să crească prețul. Dacă nu cumva pică extrem, extrem, extrem de lejereanu. Vanghili. Foarte bine. De ce mie să râd, bă, nu înțeleg. Câteodată chiar îmi pun și o întrebări, oare e bine ceva la mansardă pe acolo sau roti? Ok, pică jucător special în prostie. S-a dat drumul la Robinetozaur. Nenia Rondon. La FIFA 19 eu mă jucam cu ăsta în primul meu squad, Rondon. Țin minte și acum. Făceam după aia la un moment dat și trading cu Nenia Rondon. Asta e totul, să avem un 84, nu mi-ai zis cum zic 15.000. Nu, e cu Excel, ok. Bine, cu mătră-mi. Berghuis. Bun. Premium Gold Players Pack. Aștept din alea cu 85 să fie rupere. Dacă lasi o dată așa bine, înseamnă că alea cu 85. Ia că ești nebun, 40 de walkout-uri. Din 20 de jucători. Casau. Small Prime Gold Players Pack. Oh, și am ajuns iar la 1 milion de coins.
Numai bine mai facem un icon pack. Rare pick, de fapt. Poate îl facem și ăla cu shapeshifter-ul, ne mai gândim, deși nu știu, poate să mai împici ceva bun din shapeshifter-ul ăla. Adică l-am luat deja pe cumătru șef, am și uitat să vă arăt statistica, o să vă arăt imediat. Ribery Zaura. Ia vezi, mă. Champions League. Cine ăsta, mă? Christensen, ok, 87 rating. Pune și ăsta, ești nebun? Poder să fie. Pe pachete avem de făcut. Ruben Vezo. Vezo în ciorbă. Foarte, foarte bine, bun aici. Merge minutili. Prime Electrum Players Pack. 80, 80 plus garantat, de fapt, 90. Ok. Acest pachet este mort în Adidas. Înghetele Nike. Deci puteam să-l pun pe Transfer Market, am fi. Rare Electrum Players Pack 82 plus garantat este walkout 100% pentru că s-a dat urmă la robinet. Păi da. Olandezi right back, hehe, prietenașul nostru, cartofi prăjiți proști. Ăsta cred că l-am prins de două ori anul ăsta din pachetii care la momentul ăla costau, când au fost cu upgrade-uri din alea, adică nu erau pachetii din astea, fraier. Cartofii prăjiți, let's go time, ăsta oare joacă titular la Inter Milanozaurus. Bun. Și pachetele de 85 plus 2 la număr, bineînțeles, luăm R9 Moment. R9 Moment, din nou. Ia vezi mă că am la bord, zici nebun, la ca brasileiro. Am fost aproape, m-am fost aproape. Fernandinho. Nici nu știu, costă ceva 83-urile. Bă, nici nu cred că ar fi rău să-l cumpăr pachetul ăsta. Mai avem ceva pe aici, nu cred. 7500, probabil că mi-aș scoate banii, dar are niciun sens. Bun. Nu uitați, domnilor, foarte important. Reduceri în momentul ăsta pe PC Garage la periferici, am uitat să vă zic, asta este ce să faci, cătă XPGG, indiferent ce vă cumpărați, vă dă extra reducere, domnilor. Să fie bine, să nu fie rău, toată lumea e fericită. Topor! Două pachete de 85 plus, clar walkout logic. Inform, bă, că am fechete acut eu. Neneaș Cejni, 89 rating, nu-i rău, dar sper că jucătorii cu rating mai mare în spatele lui. La 89, ameh. Să sperăm că n-am multe duplication-uri. Deci cred că pe Szczęsny îl mai am odată. Dacă bine țin minte să oare l-am băgat la SPC. Domnule Szczęsny. Vei primi un shoot în OO sau salutare. Ok. Un pachet să zicem. Semijale. Nu jale totală. Dar e semijale. În ideea în care avem 3 jucători de 85. Remnării din astea mai. Ia vezi mă că facem bani. Respect. Pe ăsta îl umflăm că n-avem ce face. Bun. Cam slab la fodder, sincer, la pachetul ăsta. Al doilea pachet de 85 plus, în cazul în care poate i-ați uitat de la pachetul celălalt, că te XPGG pe PC Garage, sigur, că la domnilor. Topor! Hai cu metri. Să sară în aer. Nu știu ce card e. Și pe ăsta îl mai am. Dai fapt că e ok. Îl bag oricum la următorul SBC. Rodrigo Aiele. Din nou, speranța este să fie fodder mare în spate. Like-uri, băieți, iată. Dați cu like-ul, domnilor, dați cu like-ul. E gratis. O să pregătim încet un nou like în moment, player pick. Trebuie să mă uit să văd dacă mai e ăla cu brazilienii, să mai facem unul. Da. Ăsta a fost mai rău. Mamă, ce rău a fost pachetul ăsta. Un singur de 90 plus, holy shit. Asta este pășe bun la SBC, dar slab rău pachetul. Două pachete de 85, dacă am prost. Să vedem, mai avem noi pachetul șof. Vă-l mă uit eu după aia. Cam asta a fost practic. Foarte slab astea două pachete de 85, nu mă așteptam. Așteptam să-mi dea fodder mai mare, nu mă mai aștept să-mi dea jucători în cazul în care vă întrebați. Dar voiam să primesc fodder ca să mai facem măcar încă, oare am 27 de icon? Cred că 27 de icon, player pick-uri și pack-uri am până în punctul ăsta. Încă 3 să mai fac să fie 30 și anul ăsta. Cred că anul trecut am trecut lejer de 30 până în perioada asta. Anul ăsta a mers un pic mai greu cu foderii și cu astea. Dar cam asta este. Este la vizionare. Nu uitați să folosiți codul de reducere către XP pe PC Garage. Și bineînțeles că ne auzim mâine cu premii și alte alea. Și abia aștept să vină Weekend League-ul. Și n-am uitat să vă arăt statistica. Abia aștept să văd cum se mișcă ăsta la Weekend League. Pentru că la Rivals este ultra mega ciuban. În ideea în care am acolo vreo 3 meciuri, să zicem, din care am ieșit la
la 0 goluri marcate de mie și vreo 2-3 de adversar. Deci are, să zicem, undeva maxim 14 meciuri jucate oficial, 25 de goluri și 8 pase. Genial card. Genial, se mișcă bine, dă șuturi de la distanță, dă de oriunde ia chef. Interesant card, interesant card. Încă o dată, Messi fan divizionare, să aveți o seară super faină în continuare. Salutare, salutare!